Deci, nu cred că ar avea ceva cu mine. A așteptat-o să iasă de la testimoniale pentru a o trage de limbă. Ia, spune de ce ai plâns. Ți se pare că am plâns? Da, sincer. Du-te și întreabă-l pe... N-ai plâns? Cum îl cheamă, mă? Hai aici, spune. Situația a fost amendată de ispita care asistă de două zile la astfel de momente de bârfă la adresa lui, la doi pași de el. N-am decât să încurajez acest trio. Dar fără ca vreuneia dintre ele să îi pese de plecarea acestuia. Poți să vin și eu? Da. Și... face... nu simte așa că e supărată sau... I-am întrebat-o și a zis că nu e supărată. I-am... după... mi-a zis aseară că nu e supărată. Timp de 20 de minute, Gianina i-a povestit fiecare întrebare a reporterului și fiecare răspuns dat de ea la interviu. Că se vede că nu știu ce, că îi place de el, că... De la tentativele reporterului de a o pune în gardă... Eu sunt părerea mea de bărbat, eu cred că mi-a picat bine și s-a lipat așa. Dar și eu simt că nu i-a picat bine, dar ea mi-a zis că nu. Deja direct? Da, i-am... De... Și până la detalii despre ce crede, ce gândește și ce simte în legătură cu Andy. De ce nu faceți un testimonial cu Andy să-l întrebați? Întrebați-l. I-a zis, întrebați-l pe el și spui și mie. Fără a-i remarca grimasele evidente, Gianina și-a luat prietena și în vizită la băieți în cameră. A, nu, erau niște bugs. Mai cine mă vede cât intru în casa băieților, eu vă susțin pe toate. Hello. Ce faceți? Ne-ați lăsat singuri. Exact. Păi nu, te-ai întors în spate și a început să vorbim. Păi am vorbit și eu 5 minute. Nu, 5 minute sunt 20 de minute de când am plecat. Dacă bârfim toți acum ce ați dat testimoniale, ne ia 3 ore. Păi hai, da, hai, vreau să nu știu ce ați dat testimoniale. Păi vezi că o să-ți facă și ție testimonial. Pune-mă la curent acum, hai. Vai, dar bă, nu-i frig aici. Ce-i bârfi cu ea? Bârfește și cu mine. Păi nu, că era vorba despre ea. Și despre mine nu era vorba? Păi tocmai, că tu erai subiectul. Păi tocmai asta, tocmai și asta vreau să vă... Păi și ce vrei să știu? Păi ce vreau să știu? Ce exact ce-i bârfi cu ea? Dar nu era vorba de bârfă și într-adevăr o greșit, pentru că era ceva ce știa toată lumea și exact cum eu am spus-o de față cu toată lumea, putea păi să spună și ea. Trebuia să vă ferit, adică, păi asta nu mă întreba pe mine. Nu eu am povestit. Păi Gianina, cu Gianina. M-a întrebat la testimonial dacă simte așa, dacă Denisa e supărată pe mine sau se simte deranjată că vorbesc eu cu tine. Și am zis, da, până la urmă... Stai așa că nu mai știu ce am zis. Și am zis că dacă simt o apropiere între voi doi, mă dau deoparte, că până la urmă n-am nicio treabă cu tine. Dă drumul la ușă. Uite-te, păi dacă n-ai nicio treabă cu mine, dacă n-ai nicio treabă cu mine, de ce? Păi momentan îi cunoaște, cum poți să o cunoști și pe Denisa, adică n-am. Păi n-am zis, ai treabă cu mine sau n-ai treabă cu mine? Te joci cu noi amândouă. Ia, așa are impresia. Prima supărare în noul cuplu de la Minitel aduce și prima victorie a Denisei, care a profitat de situație pentru a se pune în valoare. Păi dacă știi deja, de ce mai vrei să mai vorbim? Dacă tot tu știi viitorul și ești... Nu te cred. Păi nu mă crezi ce? Ți-am zis eu ceva? Zic că nu te cred. Ți-am spus ceva? Păi nu, dar... Ți-am promis marea cu sarea? Aoleu! Lasă-mă că sunt obosită și nu știu păi ce da, vorbesc. Păi da, dar tocmai asta spun, că n-am încercat să zic nimic, nu ți-am zis nimic, nu ți-am făcut nimic, adică ce să mă crezi? Un moment de scăpare tot ai și dacă ești deșteaptă și îți dai seama din anumite chestii, bine, dacă nu, nu. Eu nu dau înapoi. Condamnă vehement nesiguranța acesteia prin comparație cu determinarea ei. A, nu, nu sunt eu așa nesimțită, dar pot să fiu. Denisa, cel puțin în fața Gianinei, pretinde că a renunțat la orice fel de tentativă de a te cuceri pe tine. La nivel declarativ, da, poate a renunțat, dar nu. Faptele ei spun altceva. Eu am spus că îmi place, mă atrage, e un bărbat pe care vreau să-l cunosc. Nu am văzut-o să înceteze... cu asediu. Este tot timpul pe poziție. Mai înainte ai zis una, așa cum ai zis altceva. Păi ce spune? Ce faci, mă dur, frate, nu mai țin minte. Că asta mi-ai zis și mie. Tot timpul gata să vâneze greșeala. Vezi că ești mai atent așa decât el. Sau nu mai știu, ceva de genul, cred că ești. Ai găsit. Tot timpul să atace. Ăsta ți se pare ție un plus mai mult decât ce ai avut tu? Doar atenția? Da. Păi atenția contează. Păi asta contează. Mult.
Da, pentru mine asta contează. Și pe lângă alte chestii. Păi da, dar poate că le are și... Și tu nu ți-ai dat seama de ele încă. Frate, am zis doar unul în plus, adică... De ce te enervezi? Păi mă enervezi. Păi de ce? Lasă-mă. Probabil și-a câștigat puțin timp spunând asta Gianine și a făcut-o și pe Gianina să fie puțin mai neatentă la ea, crezând că, ok, dacă am vorbit cu Denisa un lucru, se ține de cuvânt. Cedezi dacă ești pusă sub tensiune, Gianina? Da. George! Păi văd. Dar nu așa arată renunțarea, nu când arunci cu săgeți, nu când dai la picioare, nu când vânezi greșele Gianine. Hai, revină-ți! Lasă-mă, cum arată, am băut o gură de aia. Da, și te-ai îmbătat, deci așa e toată lumea de obicei de vina pe alcool. Când face ceva, ce lucru. Dar ce-am făcut? Că n-am făcut nimic. Ce doar pușe datorii. Din păcate, da. În orice situație. Gândește-ți un pic cuvintele, nu încerca să scoți chiar tot pe gură. Gândește-le înainte să le scoți pe gură. Și încearcă să nu mai fie așa repezită. Dar de ce crezi că face Denisa asta? Încearcă să o pun într-o lumină nașpa. Nu tocmai plăcută. Îi accentuez de față cu mine anumite stângăci. Cum ai calculat-o un pic? Serios vorbesc. Nu știu ce mai făcut. Dacă nu ești calculat în viață, cam ai de pierdut. O ia peste picior pe Gianina, nevăzând-o de aceeași valoare ca și ea. Și uite, asta e încă o lipsă de bun simț față de persoana cu care vorbești. Că nu te uiți în ochii ei. Dar nu m-am uitat, mă, la tine, mamă, deci mor pe voi. Păi nu mereu te uiți în ochii mei. Lucrul acesta mi se pare urât, pentru că să încerci să umilești un om. Așa. Cât timp vorbesc cu tine, da, te uiți. Sau să îl faci să pară mai mic decât este. Sau să profiți de naivitatea acelui om. Să facem dreptunghi? Să plâng. Dar nu ești. N-ai cum, trebuie să vezi toată Hilara lucrurilor. Nu mi se pare deloc onorabil pentru ea. Hai, ce-i dăm? Stai să mă gândesc. Lasă, Răzvan, mai bine nu mai gândi. Nu e de tine gândi tu. Dacă, uite cum gândi Gianina. Ceea ce face ea, își ajută să-și îndeplinească planul? Adică crește în ochii tăi, o vezi diferit acum, te atrage mai mult? Și să te atragă la un comportament de genul ăsta. Este un comportament urât. Și dacă nu erau prietene, nu e frumos și nu e bine să dai într-un om care, sincer, nu cred că i-a greșit cu nimic și cu atât mai mult intenționat. Cu fiecare atac la Gianina și cu fiecare defect subliniat de Denisa, în Andy se activează opusul a ceea ce își propune aceasta. Ok, am înțeles, un debat, înțeleg ce vrei să spui, Gianina nu e cea mai isteață femeie, dar totuși... Se activează instinctul de salvator, de protector al celei ce este vulnerabilă în fața unui agresor nejustificat. Nu trebuie profitat de ea, ci ajutată să înțeleagă că nu este bine acest lucru. Pe aceste premize ale umilinței aplicate de Denisa a plecat la ceremonia focului și la întoarcere a redevenit ținta atacurilor acide ale prietenei ei. S-ar putea să fie o chestie puțin de suprafață. De ce te lauzi? Denisa să fie puțin iritată. Dar ce ai cu zâmbetul ăsta subtil? Nu știu foarte multe detalii, dar mi s-a părut că e puțin deranjată. M-a întrebat Radu dacă m-am apropiat de cineva și i-am zis că de tine. Vreau ca Gianina să nu se mai lase manipulată de Denisa, pentru că este cam același tip de relație pe care îl are cu Costas acasă. Crede tot ce îi spune, încearcă să o manipuleze după bunul lui plac, ca și în cazul de față cu Denisa. Am pierdut 2 ani degeaba. Da, asta pentru că tu te-ai complăcut în situația. Dacă nu veneam aici, mai pierdeam mai. Niște lecții din ăștia 2 ani. Sper că cu ajutorul meu Gianina se va prinde de intențiile Denisei și în felul acesta va lua măsurile necesare. Nu mai gândi. Nu, mă gândesc că dacă te joci și tu cu mine ar fi... De ce crezi asta?
tău, așa. Nu, chiar mă uitam la tine. Păi nu, te vedea așa, că înainte să te uiți așa, te uitai în jur și zâmbeai. Tu mă, mă, în colo, nu mai știu.